prima, combină bine cu Denis Fortuna, intre acolo Suma, căruntul în careul advers, căruntul la finalizare și este 1-1. Primul trebuie să fie și el atent. Mostovei trimite din prima în față. Alaribe în duel cu Ignatov. Alaribe în careul advers. Alaribe poate finaliza, o face și 2-1 pentru Sibel. Cursul jocului. Iată-l pe Reileanu. Continuă și este gol Zimbru. Marin Căruntu. Datorită golului marcat în minutul 51 de Marin Căruntu. Și să recunoaștem, domina această confruntare. Pase bune ale jucătorilor Zimbrului. Jesse Giu pasează pe dreapta lui Makritski, centrează acesta, continuă atacul Zimbrului cu același Makritski contra lui Gimp, trecere spectaculoasă a lui Makritski și este gol Zimbru! A Zimbrului cu Marin Căruntu, Marin Căruntu, gol Zimbru! Înscrie Marin Căruntu. În episodul trecut, portarul a fost lovit tare și arbitrul n-a fluierat, n-a oprit jocul. Iar mai devreme, iată o ocazie pentru Zimbru și este gol Zimbru! Vlad Răileanu, Makritski lansează pe João Paulinho, stop bun al lui João Paulinho, continuă acesta și este gol Zimbru! João Paulinho. Foarte lent. Jesse pe dreapta la Morozan. Urmează centrarea acestuia la finalizarea la Ribe și gol Zimbru. 1. Chiar și o degajare lungă acestuia. Foarte bine scapă pe contraatac cei de la Dacia Buican și ce ocazie mare ratează Dumitru Bivol. Zimbru pe contraatac, Damașcan. Lasă mingea pentru Răileanu, Damașcan poate finaliza, șut, Iria Damașcan și gol Zimbru 2-0. Va acum, nu se grăbește acesta, acum își ia viteză, o Anjum va pasă către Iria Damașcan, sprintează și Ștefan Bâtcă, pasă pentru Bâtcă, finalizare, gol Zimbru 3-1 și totul este clar în acest meci. Trage Dedov, gol Zimbru! Minunat, vă reamintesc că în sezonul trecut Dedov a fost golgeterul Superligii împreună cu Rashid Akinbi. Iată-l pe Dedov, execuție ca la carte. În colțul apărat de Maxim Răilean, acesta credea că în căutarea victoriei cu numărul 500 din istorie. Iată un șut și este gol! Aminte de gol marcat cu La Fiorita. Revedem această fază și asumă responsabilitatea șutului de la aproximativ 25 de metri. Și Denis João Paulinho. Foarte bună pasă pentru Alaribe. Alaribe contra lui Voropai. Alaribe! Alaribe! Gol! La actuala ediție de campionat și putem să ne să plecăm acasă. Nu cred că mai poate FC Florești să revină, însă se pe poartă, așa și se întâmplă și gol! Alexandru Dedov direct din lovitură liberă. Mă uit pe statistica lui Alexandru Dedov, al doilea gol marcat în această ediție de campionat de capitanul Zimbrului. Foarte frumos golul. De egalitate surprinzătoră la prima vedere, 1-1 cu Spartanii Sportul și un duș extrem de rece cu Petrocup, 0-4 Căruntu! Tricolorii au înscris un gol în poarta lui Hugo Lloris și acela a fost Vladimir Ambros, șutul lui Gheragiu! Ce gol! Marca echipe, primul său gol în această ediție de campionat. Nimic nu prevestea acest gol înscris de Jesse Gheragiu, însă cu mențiunea că a fost lăsat liber la marginea careului, iată l-a pierdut din marcaj Donaleo Melacchio, a încercat să-l blocheze, însă nu a mai izbutit și Jesse Gheragiu deschide scorul marcând primul său gol în această de poartă. Tot Zimbru acum în atac, Dedov este în careu, are mai multe opțiuni, scoate până la Alaribe, Fode Camara și gol!